avem aprobarea procesului verbal și incidentat din data de 05.10.2018 conform prevederilor articolului 939, aliniatul 4 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată și cu modificările și completările și modificările ulterioare. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a primăriei, aparatului de specialitate, al primarului unitatea administrativă teritorială comună Plejurile sub Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare de la administrația bazinală de apă Sidet, sistemul de gospodărire apelor, a unor suprafețe de teren care totalizează 5.254 de metri pătrați din Albia Minoră a apărului Cleja, aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Administrației Naționale Apele Române, în vederea executării lucrărilor de construire a unui număr de 6 poduri din cadrul investiției realizare poduri peste fărăul Cleja în comuna Cleja. Și la diverse avem un subiect, un proiect de hotărâre privind aprobarea salarizării indemnizațiilor la nivelul coate primăria comuna Cleja de sub Bacău. Supunem la vot. Cine este pentru ordine de zi? 15 pentru. Domnul Cada, începem cu punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 05.10.2018, conform prevederilor articolului 39, aliniatul 4 din legea numărul 215 din 2001 privind administrația publică locală republicată și cu modificările și completările și modificările ulterioare. Cine este pentru? 15 pentru. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a primăriei, aparatului de specialitate al primarului, unitatea administrativă teritorială, comuna Cleja, județul Bacău, proiect inițiat de domnul Istor Petru, primar. Cine este pentru? 15 pentru. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare de la administrația bazinală de apă Sidet, sistemul de gospodărie a apelor române, a unor suprafețe de teren care totalizează 5.254 metri pătrați din Albia Minoră a părăului Cleja, aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Administrației Naționale a Apelor Române, în vederea executării lucrărilor de construire al unui număr de 6 poduri din cadrul investiției realizare poduri peste părul Cleja. În comuna Cleja, județul Bacău, proiect inițial de domnul Iștofer. Cine este pentru? 15 pentru. Și la diverse. Domnul primar, dacă vreți. Suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea salarizării indemnizațiilor la nivelul OAT primăria comuna Cleja, județul Bacău, proiect inițiat de domnul Istor Petru, primar. Discuții pe acest subiect? Cine este pentru? S-a discutat. 15 pentru. Nici o abținere? Nici o abținere. Noi există cu propunerea pentru consilier. Pentru consilier. Da. Deci, aici, la 8, la 9, la 10, scrie undeva? Scrie undeva, sigur. Acolo, nu, voi ați trecut cu 8 la 10 sau? Nu-i de gândire. Eu s-a venit cu 8 la 100, doar de urmă deci, dacă mai sunt modificări, poate cineva să nu știu la modificare. Deci, pentru noastră, proiect 10% la 100 max. Da? Angela. Așa. Da, să nu fie discuții. Da, să fie votată tot așa. Păi cum procedăm? Citim așa? Pune. Nu. Ridicați problema cu 8 sau cu 10. Haideți propuneți 10%. Propuneți cine așa. Propunerea să fie așa ca peste tot cu 10% din salariul primar. Ok. Cine este pentru? Adică domnul Joca, consilier Joca, propune indemnizația domnilor consilieri
maxim pe 10%, da? În legislație spune până la 10% din indemnizația actumanului. Deci asta este propunerea domnului consilier Joca, da? Am reținut bine? Cine este pentru? Deci, din grila la care a fost proiectul de așa, singura modificare pe care o doriți este... A suplimentar se poate trece și treaba asta. Și de e suplimentar, domnul consilier, este modificare. Da, da, da. Da, da, da. Da, dacă mai sunt alte subiecte, doar mi-am zis la discursul. Deci cu 15 minute.